A7, lucrurile încep să se vadă și ne aflăm pe lotul 2 între Ploiești și Buzău. Aici s-a ajuns undeva cam pe la 13-14% progres. E vorba de o asociere română-bulgară. Au întâmpinat dificultăți legate de gropile de împrumut, de anumite descărcări arheologice. Mă aștept ca săptămânile viitoare și lunile viitoare ritmul să fie din ce în ce mai mare. Și știu ce se întâmplă și pe lotul 1, unde sunt undeva 9-10% progres. Lucrurile trebuie reglate de către CNAIR, reglate în sensul de a cere anumite clarificări celor care au făcut proiectul tehnic și studiul de fezabilitate. Recunosc că mă irită faptul că ultimul lot, 3-ul, spre Buzău, a rămas necontractat. Anul ăsta sper să semnăm contracte și Pașcan Suceava, să reușim să le scoatem la licitație și să mergem pe A7 în sus până la Suceava.